Problema, domnul Curea, dânsa spunea, povestea cu multă emfază la momentul respectiv că a colaborat cu DNA-ul și a făcut flagrante oamenilor care erau în conducerea DNA. Aceștia sunt oamenii noi în politică pe care îi promovează USR și PNL. Eu nu știu cineva, doar vreau să vă spun că eu nu știu cineva convinge în sectorul 1. În mod cert, doamna nu va convinge. Noi avem un candidat, Partidul Puterii Umaniste are un candidat bun, domnul deputat Gerea Andrei. L-am însoțit în sectorul 1 și vreau să vă spun că oamenii sunt extrem de nemulțumiți de doamna Clotilde Armand. În niciun caz dânsa nu va convinge. După ce a fost votat Klaus Iohannis, care a zis că profesorii care au dat meditații și n-au reușit să-și cumpere 400 de mii de case, au fost ghinioniști. Mai am speranță, domnul Curea. Da, mai am speranță. Ați văzut care a fost...